USR cere votarea în Senat a inițiativei fără penali pentru a face referendum odată cu parlamentarele. Drula spune că facem. Cătălin Drula, vicepreședintele USR, a scris pe Facebook că face un apel către PNL și PSD să nu blocheze acest demers. El explică: Așa e legea, se organizează referendumul în ultima duminică a celor 30 de zile care urmează adoptării legii de parlament, adică. După adoptarea în Senat, a doua cameră, de Camera Deputaților deja a trecut această inițiativă, deci trebuie exact săptămâna aceasta adoptată de Senat. Dacă s-ar fi întâmplat cu o săptămână mai devreme sau cu o săptămână mai târziu, nu s-ar fi sincronizat cu ziua alegerilor. Mesaj similar și de la liderul grupului USR din Senat. Prioritatea noastră este ca referendumul fără penal în funcții publice să aibă loc în 6 decembrie, pentru că acest lucru să fie posibil. Cum am spus, inițiativa trebuie adoptată în această săptămână de către Senat. Prioritatea noastră este să ne asigurăm că referendumul pentru revizuirea Constituției aferent inițiativei fără penal în funcții publice va avea loc pe 6 decembrie, odată cu alegerile parlamentare, am ridicat această problemă în biroul permanent pentru ca inițiativa să fie dezbătută în cele două comisii raportoare și să intre cel târziu în plenul de miercuri al Senatului. Asta spune Radu Mihail, lider USR în Senat. Acum rămânem cu speranța că această inițiativă va trece și de Senat. Nu știu cum vor putea să justifici cei care s-ar opune inițiativei ce noi ne dorim penal în funcții publice, acesta va fi mesajul indiferent cum se vor desfășura lucrurile în perioada următoare văd această mișcare ca pe o mișcare foarte bună din partea USR o mișcare excelentă astfel încât dacă le funcționează planul și într-adevăr vom avea și referendum odată cu alegerile parlamentare e clar că vor fi șanse mari astfel încât USR să atragă mai multe voturi către ei. Dacă, în schimb, această inițiativă nu va trece de Senat și nu vom avea referendum, la fel USR va avea o temă în plus de campanie, această temă fără penali, o temă puternică în continuare în România, o temă susținută de foarte mulți oameni și nu neapărat mergând acum pe culori politice. Oameni din partide, oameni care susțin partide diferite, susțin această inițiativă, altfel nu ar fi avut parte de atât de multe semnături, astfel încât să ajungă în această ipostază în care ar putea fi votat acest referendum odată cu alegerile parlamentare. Așadar, e, pe lângă faptul că e o inițiativă bună în sine, e și o temă bună de campanie pentru USR în această perioadă, indiferent de cum merg lucrurile, evident că cel mai bine ar fi să treacă această inițiativă și de Senat, să avem referendum, iar românii să aibă dreptul chiar și în aceste condiții grele de pandemie, să-și spună părerea. Asta e o altă conversație, cum se vor desfășura alegerile pe timp de pandemie. Inițiativă bună, să vedem acum care va fi susținerea de care se va bucura USR în această perioadă în Senatul României, astfel încât această inițiativă să treacă, să avem referendum. O altă problemă pe care o, o prevăd e ce ne facem dacă vom avea Prezență scăzută, sub 30% la parlamentare. E. N-aș putea să estimez cât de puțin probabil sau cât de probabil e să se întâmple asta, dar, ținând cont că lucrurile se agravează de la o zi la alta în ceea ce privește pandemia, e posibil ca mulți oameni efectiv să se teamă, să fie acea frică de a merge la vot în aglomerație, în neburie. A funcționat la alegerile locale prezența n-a fost neapărat spectaculoasă, dar n-a fost nici dintre cele mai rele. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla. E și riscul evident că acest referendum să nu treacă în aceste condiții. În condițiile în care nu vom avea prezența de care am avea nevoie la alegeri, ar putea fi de șansa. Dar în același timp nu poți să bagi la sertar proiectul și să zici, hai că-l folosim la o dată viitoare. Pentru că atunci sigur nu va trece. Să organizezi referendumul așa, pe cont propriu, adică neatașat de alte alegeri, e clar că e mult mai greu să-l susții și să, să te asiguri că va trece, într-adevăr. Asta e, până la urmă, singura șansă, în momentul de față, pentru că vor trece... Mai buni până când vom avea din nou alegeri locale și parlamentare peste 4 ani, la fel și alegeri prezidențiale. Așadar, vor fi mulți ani până când va mai fi o ocazie astfel încât să alături referendumul unor alto, altor alegeri, cum sunt acum cele parlamentare. Sper ca usere să vină cu astfel de mesaje nu doar în presă, deși sunt bune, e bine, își mobilizează electoratul atrage semnale de alarme, de alarmă, sper să facă și puțină politică. Pentru că, până la urmă, despre asta e vorba. Și să-și obțină voturile. Nu doar să se agite pe Facebook sau la televizor că n-au obținut susținere. Hai să-i vedem că reușesc să obțină voturi astfel încât să treacă această inițiativă. Vom mai vorbi despre acest subiect în zilele care urmează mâine. Se pare că ar fi ziua aceea în care această inițiativă ar trebui să treacă.